doamnelor și domnilor, pe TVR1 în câteva momente Ruxandra Gheorghe vă prezintă reportajele jurnalului. Sunt Mihai Rădulescu, vă mulțumesc, o seară excelentă! La reportajele jurnalului, sunt Ruxandra Gheorghe Negrea. România va intra în spațiul Schengen. Singura problemă e data la care vom adera. Deși Parlamentul European ne susține, sunt două țări care deocamdată se opun și ne amână, Olanda și Finlanda. Colegii mei, Alina Grigore și Adelin Petrișor, împreună cu operatorii Claudiu Petringenaru și Cătălin Popescu, au mers în cele două țări ca să ne arate clar motivele neîncrederii acestora și care sunt șansele ca ele să fie de acord cât mai curând. În cele două reportaje care urmează, vedem în exclusivitate poziția oficialilor celor două state și imaginea pe care o au acolo românii. George Bărbulescu, un inginer român, trăiește în Olanda de peste două decenii. Terminalul Schengen Lounge de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam este construit de el. Ironia sorții, pentru români, ușa acestui spațiu rămâne închisă. Ne aflăm pe acoperișul aeroportului Schiphol, Amsterdam. Unde stăm noi acum este construit de mine și dezvoltat de mine. Este singurul terminal Schengen din aeroport. Lumea, fără să fie controlată la identitate, poate să facă shopping, să facă cumpărături, poate să mănânce ceva, poate să joace la ruletă. Această porțiune Schengen este echivalentă a două terenuri de fotbal, deci aproape 10.000 de metri pătrați. Și de dedesubt? Și de dedesubt sunt două etaje cu tot soiul de activități. Și după ce te-ai făcut cumpărături sau ai mâncat ceva sau ți-ai făcut un masaj sau indiferent ce, te duci la avionul tău, care este o cursă Schengen. Nu este altfel de cursă. Spre exemplu, un pasager care vrea să plece de aici, de sub noi, înapoi la București, nu poate de aici. Trebuie să treacă prin câteva filtre să arate pașapoartele. Dacă plecați într-o țară Schengen de aici, nu mai trebuie să arătați nimănui nimic. Tot proiectul în sine a durat 7 ani. L-am început în 98 și l-am terminat în 2005. Bugetul l-am început în guldeni, pe vremea aia, și l-am terminat în euro. A fost 440 de milioane total. Tot în arealul ăsta, pentru un alt client, pentru guvernul olandez, am construit în anii 90 un tunel care face legătura între orașul Amsterdam și Haga, o dublare practic de tunel, un tunel cu 4 fire de circulație și încă unul lângă el, mai mic, doar cu 2 fire de circulație, este o bretea care duce lumea de la mașinile de la Amsterdam la aeroport aici. George Bărbulescu a început ca inginer de instalații și a ajuns să aibă propriile șantiere. Lucrează atât pentru instituții publice cât și private, alături de unii din cei mai mari arhitecți ai Olandei. Ați obținut greu sau ușor aceste contracte? Sunt contra... Aici n-au fost licitații, a fost alegere 1-1. Adică negocieri și am semnat un contract cu autoritatea aeroportuară. Lumea aici caută în special calitate și siguranță. Sunt proiecte foarte dificile. Nu e vorba doar de ceva comercial, aici este vorba de o imagine pe care o cresc pentru 10 de ani. După ce a tot construit pentru olandezi, inginerul român vrea să investească acum 500 de miliarde de euro într-un proiect de anvergură lângă București, să construiască un imens centru de petrecut timpul liber, cu pârtii de schica în Dubai, paradis tropical, golf, tenis, fitness, saune și un hotel. După o zi istovitoare de muncă, ajuns acasă într-un orășel de lângă Haga, vorbește cu familia despre visul său de a lăsa ceva în urmă în țara în care s-a născut. Sunt undeva la mijloc, într-un șpagat, între două culturi și între două identități. Rămân român și aici, în țara asta în care eu de 22 de ani muncesc și trăiesc, lumea mă cunoaște ca român, du-te la românul ăla, dar în activitatea de zi cu zi sunt olandez.